Bună seara, dragi prieteni, bine ați revenit la un nou episod de Doza de Vânzări. Suntem la episodul cu numărul 10. Fie că ești antreprenor, freelancer, director sau agent de vânzări, vânzările viitoare depind de felul în care te pregătești și comunici cu potențialii și actualii clienți. În fiecare luni seară, după cum bine știți, de mai bine de 10 ediții, avem această serie de emisiuni interactive, o nouă formă de învățare, o nouă formă inedită de a învăța tehnici, metode noi de vânzări. Alături de mine, ca de obicei, sunt cei doi invitați ai mei speciali, Bogdan Comănescu, GM Accelera, peste 28 de ani de experiență națională, internațională în marketing, vânzări și dezvoltare comercială, și Andrei Dunuță, fondator Speakings, unde a antrenat peste 2000 de speaker pentru competiție, pentru prezență executivă sau alte contexte relevante de business și de viață. Evident că astăzi e o zi de luni, este 1 iunie. Spunem la mulți ani tuturor copiilor și la mulți ani copiilor și celor care încă mai petrec, le spunem și lor la mulți ani, dar așa cum probabil ați citit și postările noastre mai devreme, să știți că în vânzări și în general în business, ca și în sport, realizarea obiectivelor depinde de acțiunile mici pe care le facem în fiecare zi. Ei bine, de mâine o să mergem la muncă și cumva cei din domeniul vânzărilor o să avem nevoie de planuri, obiective, realizări și o să trebuiască să abordăm clienți noi. S-ar putea să întâmpinăm încă anumite dificultăți în această situație, pentru că există în continuare anumite restricții și cu siguranță vom avea nevoie de noi metode de abordare. Ei bine, în această seară discutăm despre metodele de abordare, metodele în care am fost abordați și metodele care vom fi abordați sau metodele prin care noi putem să abordăm mai departe clienții noi. Vă spun bună seara, Bogdan, vă spun Andrei, suntem în direct, toate cele bune, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în fiecare zi de luni seară. Aveți cuvântul. Bună seara și la mulți ani tuturor și tuturor copiilor, bineînțeles, și felicitări părinților că au grijă de ei. Da, la mulți ani. Până la urmă, cred că e ziua noastră a tuturor. Dacă avem părinți, suntem copii. Dacă avem spirit tânăr, suntem copii. Deci e ziua tuturor. 1 iunie e ziua tuturor, în special pentru. De fapt, voiam să punctez altceva. Legat de vânzări și copii, ideea este că uneori să nu fim copii în abordări. Asta e important. Astăzi am stabilit împreună cu Bogdan și Constantin că discutăm despre prima abordare. Fie ea telefonică, fie pe e-mail, fie pe LinkedIn mai nou sau chiar față în față. Și văd aici, din păcate, și o să vă dăm câteva exemple și eu și Constantin și Bogdan, că unii dintre vânzători sunt copii la prima abordare, dragilor, adică fac greșeli copilărești, ca să vorbim așa, ca de la vânzători la vânzători. Deci despre asta este emisiunea de astăzi. O să luăm și câteva exemple. Eu mi-am pregătit mai multe, am mai multe mesaje de pe LinkedIn, dar o să vă postez despre unul pe care l-am primit săptămâna trecută și o să-l comentez împreună cu Bogdan. Are și Constantin un mesaj. Două chiar, dacă avem timp. Chiar, da, și le comentăm și din ele, dragilor, scoatem bune practici pe care puteți să le aplicați voi, începând din seara asta, în abordările pe care le faceți pe Skype, pe LinkedIn, pe TikTok, eu știu unde fiecare abordează ziua de astăzi. Chiar vă invităm să ne lăsați modelul vostru de abordare. Ne puteți da sau o întrebare sau un comentariu vis-a-vis de modele de abordare. Ce a funcționat pentru voi? Fie că a funcționat e-mail, fie că a funcționat LinkedIn, fie că a funcționat alt canal sau YouTube. Vă expuneți, am văzut în zona de imobiliare o creștere accelerată în zona de prezentare a proprietăților, fie pe YouTube, fie pe Facebook, printr-un video. Și atunci oamenii nu mai sunt intruzivi, nu mai simțim că ni se vinde ceva, simțim că ni se prezintă și ni se adaugă puțină valoare în modul de prezentare al clientului. Așa că vă rog să fiți interactivi. Bună seara de la Luminița, bună seara de la Elena Rotaru, bună seara tuturor. Lăsați-ne întrebările voastre în comentarii și vă vom răspunde pe parcurs. Andrei, ai cuvântul. Ok, hai să vorbim fapte. Deci Da. avem următorul context. Primesc o cerere de prietenie pe LinkedIn, accept și la câteva secunde primesc un mesaj care sună în felul următor. Citez. Bună ziua, virgulă.
Deci fără prenume, fără nimic. Direct, aici încă din prima deja îți pierzi încrederea în omul respectiv pentru că îți dai seama că l-a trimis șeful să facă câteva zeci de abordări pe zi. Metoda, dragilor, se numește Auschwitz, eu așa îi zic. Deci cumva și eu, ca alți pământeni, avem doar o cifră pe o ștampilă și scrie încă un contact, să-i dăm copy-paste. Deci, bună ziua, virgulă. Numele meu este, nu dăm numele, și lucrez în cadrul companiei, nu dăm numele, Y, din asigurări, ca să stabilim domeniu. Vă abordez cu intenția stabilirii unei întâlniri de 30-40 de minute, deoarece în acest moment susținem o campanie de conștientizare a evenimentelor ce ne pot impacta viața, în special pe perioada pandemiei actuale. Aici aș comenta că nu e rea ideea, faptul că se ia cu ghilimele, adică aduce în discuție un context actual, deci cu pandemie, cum ne poate afecta, deci nu e rea ideea asta. Să mergem mai departe. Compania respectivă, în sprijinul dumneavoastră, pentru a putea beneficia de o siguranță financiară, indiferent de perioada dificilă prin care trecem. Ce ați zice dacă am analiza împreună gradul în care sunt acoperite astăzi necesitățile dumneavoastră? Dacă sunteți interesați de o astfel de întâlnire, de consultanță gratuită, vă rog să-mi lăsați datele dumneavoastră de contact și eu o să revin cu un telefon în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Bun, acesta a fost mesajul. Să comentăm un pic pe text. Bogdan, vrei să începi tu sau? Nu. Mă lansez un pregătit ceva. Bine. Dragilor, eu am câteva idei așa fixe, că sunt bune sau nu, asta rămâne să decidem prin rezultate, dar vorbesc un pic din modul în care măsor abordările. Prima recomandare este testați. Asta e prima, că nu există un manual ABC aici, dar există câteva bune practici. În primul rând, cel mai de finețe, așa zice, dragilor, după ce ați adăugat o persoană pe Facebook, pe LinkedIn, începeți cu salutare Andrei, bună Andrei. Deci spune-i pe măcar prenumele ăla, personalizează-l, ca să vedem că discuți cu omul respectiv, altfel te simți încă o cifră și e nasol. Bun, după aceea, nu aș deschide neapărat cu intenția, adică salut, te-am scris ca să stabilim o întâlnire de 30-40 de minute, că nici măcar nu ne cunoaștem. Zi-mi un pic de context, explică-mi what's in it for me. Și în final, ca o concluzie, astfel, în urma unei discuții scurte de 30-40 de minute, putem să vedem în ce măsură XYZ. Deci ai lăsat asta la final. E ca și cum ai duce într-un club, imaginați-vă că abordezi o fată drăguță și îi zic din prima, uite care treaba, ca să nu pierdem timpul, voiam să te invit în cameră, dar acum că ți-am zis și ideea, să discutăm un pic. Adică deja e ciudat, iertați-mă doamnelor, dar am zis să fiu foarte direct cu ideea. Deci nu v-ar plăcea pentru că ar fi un pic prea pushy, nu? Poate că și tu ai vrea, poate că și el ar vrea, dar să vină learning by doing, cum se spune, da? Deci mai spre final. După aia, bună ideea cu, uite, trăim o perioadă de pandemie în care viețile sunt afectate. Asta aș pune la plus, pentru că e despre ceva de interes pentru toată lumea. În momentul în care începe acest, de asemenea, doresc să vă prezint cu ce se ocupă, pam, 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 aici deja este istorie, pentru că pe nimeni nu interesează la prima abordare mai multe direcții în conversație. E o regulă simplă, probabil că și Bogdan poate să vă confirme. La prima abordare, obiectivul este să stabilești întâlnirea. Și ca să stabilești întâlnirea, trebuie doar să pui niște ingrediente în meniu. Nu trebuie să scoți tot meniu pe masă și aș vrea să vă spun și asta, să vă spun și despre mine, că am copilărit la țară vremuri grele. Eu sunt și din numărul 1 în industrie, dar numărul 2 e la mare distanță, în fine. Pentru că nu se mai înțelege om cu om. Atât am avut de analizat. O să dau și soluțiile după aceea, deja am început cu câteva, dar să zică și Bogdan, așa, care nu a primit acest mesaj, dar a primit altele asemănătoare, cum rezonează el. Da, dragilor, ca toată lumea și eu primesc mesaje, ca toți cei care lucrăm în vânzări și eu mi-ajut clienții să-și facă mesaje. Acum, legat de mesajul citit de Andrei, cred că e un mesaj extraordinar de bun, depus ca exemplu,
pe panoplia mâncarea bună pentru toată lumea, cum ar veni. Este genul de mesaj pe care îl scriu companiile, își mai și muncesc creierul cu ele să-l scrie. Vezi că e de la marketing, Bogdan, vorbește frumos. Adică de obicei oamenii de la marketing care n-au abordat niciodată un client direct, ci doar scriu niște texte drăguțe altfel, depus pe site, și le dau mai departe consultanților care nu le filtrează și le dau așa Auschwitz. Eu acum aud și eu des chestia asta cu băi, ăia de la marketing sunt vinovați de texte. Măi, oameni buni, măi, vânzătorilor, dacă e comisionul vostru la mijloc și ăla de la marketing face o tâmpenie, voi cărați tâmpenia aia cu voi și o trimiteți la toți clienții voștri. Că mai au și un cursuri, păi stai, Bogdane, că nu noi am scris chestia asta, au scris-o ăia de la marketing, noi doar o povestim clientului. Băi, terminați. Și dacă ăla de la marketing nu face ce trebuie, voi pierdeți clienți, bani, comisioane, respectiv, n-aveți cu ce să le cumpărați copiilor cadouri de 1 iunie din cauza că ăla de la marketing nu face. Bun, băi, ăla de la marketing poate să vă dea o idee. Dar când abordez, cum spunea Andrei, bună ziua, deși cu 30 de secunde înainte știai că îl cheamă Andrei, ce bine are ăla de la marketing? Că nu te-ai uitat nici cum îl cheamă pe Andrei după ce i-ai dat invitație, că nu te-ai uitat ce vârstă are Andrei, în ce domeniu lucrează, cu ce se ocupă, ce domenii de interesare. N-are nicio vină ăla de la marketing că tu vrei să folosești un mesaj general valabil la toată lumea. Nu există așa ceva. Dacă exista un mesaj general valabil și bun pentru toată lumea, îl scriau Dumnezeului ăștia de la Apple, de la Nike, de la cine vreți voi. Acum 100 de ani îl inventau mesajul ăsta. Dar el nu există. Deci lucru numărul 1, nu puteți scrie un mesaj general valabil pentru toată lumea. Până nu știți cine este clientul pe care vrei să îl cucerești, nu poți scrie mesaj. Bun. Al doilea lucru pe care l-aș mai spune, care reiese din mesajul ăsta, este o a doua mare greșeală pe care o fac vânzătorii și companiile, dacă vreți cu totul marketing, este că încearcă să stea undeva la mijloc între două tipuri de mesaje. Tipul de mesaj, am văzut că se numește așa în online-ul modern, clickbait, știi, așa, care agață. Care să-l agațe rapid pe client. Incredibil, Ciprian Marica și-a scos o nouă și puncte și după aia te duci să dai. Da, dar după aceea, care e o tehnică foarte bună, dragilor. Dar nu poți să ai un mesaj de genul ăsta pe care să-l însoțești după aceea cu un mesaj cu pretenții profesionale, cu descrierea companiei, cu clienți, cu toate cele. Nu, cele două sunt diferite, dragilor. Ori abordați metoda numărul 1 în care spuneți am observat la tine în lista de prieteni o anumită companie care ai putea vinde de 10 ori mai multă marfă. Vrei să știi cine e? Asta este un astfel de abordare. Și atât, ăsta e tot mesajul, dragilor. Până la, o să vă dau un exemplu de astfel de mesaj trimis, foarte inteligent, de o firmă de multilevel marketing, care zice așa: Bogdan, am observat că noi semănăm foarte mult. Aș vrea să spun ceva. Dacă ești curios ce vreau să spun, sună-mă la numărul ăsta. Scurt, deștept, inteligent. Evident, o țeapă, dacă suni, începe să zică să-ți vândă foarte bine. Dacă însă nu vreți stilul ăsta și vreți să treceți la celălalt profesionist, este o altă poveste. În primul rând, mesajul profesionist nu poate fi dat la prima vedere, la prima întâlnire, cum zicea Andrei. Stai și tu și vezi, cum spuneam mai devreme, înțelege-l un pic pe Andrei, comunică un pic pe Andrei și după aceea îi trimiți un mesaj de invitație la business. Dar nu merg amândouă. Să sper că l-agăți imediat, dar să vrei să-l agăți imediat cu un mesaj profesionist. Eu aici, Bogdan, aș adăuga la ce spui tu, ca să sumarizăm așa. Înțeleg că avem odată zona de less is more, adică mai puține abordări, dar mult mai bine făcute, mai puține cuvinte, dar mult mai bine alese. Și aici avem așa, odată, personalizare. Deci, dragilor, personalizați. Eu, de exemplu, chiar îi oblig pe unii vânzători, pentru început, ca să fie totul simplu, uite, Constantin, înainte să scrii mesajul ăsta, spune omului așa: am observat că, știu că,
Și completează tu ce ai observat și ce știi despre omul căruia îi scrii. Și atunci, de bine de rău, ai un clopoțel la curs. Păi, bă, ce știu despre asta? A făcut marketing ASEA, a lucrat 20 de ani în turism, unde am făcut și eu masterul. Ceva. Apropo de ce zicea Bogdan mai devreme, că s-a apărut o abordare mișto, partea cu semănăm. Acum, că după aia ce urmează este lasă de dorit, asta este altceva. Bun, deci avem așa, personalizare și doi, făceți-vă temele. Pe mine această expresie în școală mă termina. Cea Andrei, fă-ți temele. Dar iată când am crescut, în vânzări este replica numărul 1. Fă-ți temele. Uită-te, ca să personalizezi, trebuie să știi cine e Popescu. Și să știți că în orice profil de Facebook, de LinkedIn, dacă îți pasă, subliniez, dacă îți pasă, nu dacă știi, dacă ești deștept și așa, dacă îți pasă, găsești în 5 minute de scanare 3-5 idei, nu una, pe care poți să le pui în... Și după personalizare, fă-ți temele, a treia este fiți mai simpli în exprimare. Gândiți-vă că jumătate de text față de ce am primit eu este mult mai sexy, pentru că din prima poți să-ți permiți să-l citești. Dacă este un rând, dacă e un text foarte lung, nu stă nimeni să-l citească, nici pe LinkedIn, nici pe e-mail și așa mai departe. Dacă discutăm despre abordarea telefonică, Bogdan, acum, ca să trecem și în zona asta. Aici cea mai des întâlnită greșeală pe care am întâlnit-o, pentru că se vede text unde, hai să zicem că te mai prinde un text, dacă e bine scris, whatever. Cea mai des întâlnită greșeală la telefon este că, bună ziua, domnul Comănescu, da, și urmează un minut, două de teroare. Deci, Mitralieră, da? Bună ziua, suntem brandul numărul 1 care am vrut să nu știu ce, suntem de pe 20 de ani în piață și Bogdan zice, domnule, mă scuzați un pic, nu mă mai, vă mai scuzați că n-am terminat. Deci, pam, pam, pam. După 2 minute, Bogdan spune aceeași replică de peste 95% din cazul verificat, nu mă interesează, / lucrez deja cu altcineva, / vă sun eu, stați lângă fax, că revin. Și tu chiar poți să stai lângă fax și să-l crezi. Dar această, eu zic, Bogdan, uite, ca să le iau apărarea oamenilor de vânzări, eu cred că nici managerii de vânzări nu sunt bine pregătiți. Pentru că toată această distracție începe de la părinți. Azi este ziua copiilor, copiii sunt oglinda părinților. Eu cred că oamenii de vânzări sunt oglinda managerului. Sigur, vorbesc despre linii mari, pentru că excepții sunt întotdeauna. Dar eu am văzut discuții între oameni de vânzări și manageri în care li se spune așa: băi, deci dați-le tuturor, scrieți-le, vânzările sunt doar un joc de numere. Nu sunt doar un joc de numere. Vânzările sunt și un joc de numere, of course, pentru că dacă eu abordez 10 clienți și Bogdan 20, amândoi facem bine asta, sigur că Bogdan are mai multe șanse ca mine să facă mai multe vânzări, la nivel teoretic, nu? Că e matematică. Dar dacă eu fac 100 de abordări disperat și Bogdan 20 bine făcute, eu pariez că el mă bate zi lumină. Depinde cum ne învață managerul. Bogdan, te rog. Da. Haideți să luăm, am să vă spun ceva care cred eu că vă ajută foarte tare legat de abordarea telefonică. Și n-am să mă refer la text, care de obicei este prima problemă a celor care vor să facă abordări telefonice, mă întreabă, ok, ce text să băgăm? Spun încă o dată, ca să știi ce text să bagi în text, trebuie să știi exact cui te adresezi. Dar eu vreau să vin la ceva care este înainte de text și de tot. Dragilor, abordarea telefonică are poate mai puțină legătură cu textul decât o abordare pe LinkedIn, cât are legătură cu atitudinea voastră. Ok? Modul cum interacționezi din primele secunde, 1, 2, 3, primele 3 secunde, determină exact cu precizie matematică finalul convorbirii. Am să vă dau un exemplu stupid penibil, dar vreau să-l vizualizați. Închipuiți-vă că sunteți într-un, nu știu, un bar, să luăm ca o secvență de film, un bar în care există niște derbedei la o masă, puși pe ceartă, puși pe
agresivitate, da? Și în bar intră un individ. Un individ care merge foarte sigur pe el, se așează fără ezitare pe un scaun la bar, îi face fără ezitare un semn barmanului și comandă fără ezitare ceva ce este în meniu. Acum, reluăm filmul, privim aceea secvență și în bar intră un tip ezitant, care se uită stânga-dreapta, nu știe dacă se așeze la pe scaun sau se așeze direct la bar. Întreabă, nu vă spune, liber scaunul ăsta, aș putea să stau aici, nici nu știe exact unde se așeze, că nu știe unde stă barmanul. Înainte să comande, ia meniul și se uită pe el, ridică mâna odată de două ori așa, cu timiditate, până la urmă. Acum, privind cele două secvențe, de care dintre cei doi credeți că se vor lua, se va derbedei, se va lua, se vor lua în barul respectiv? Cu siguranță de cel de-al doilea, de cel nesigur. Și am să vă spun de ce. Pentru că din cauza faptului că noi avem creierul de maimuță, nu s-a îmbunătățit nimic în creierul nostru, gândurile sunt altele, dar modul lui de reacție este similar cu acum 80.000 de ani. De câte ori avem pe cineva care manifestă frică, teamă, submisivitate, nesiguranță, creierul nostru automat tinde să profite de selecția naturală și să fie agresiv cu persoana respectivă.